Vă voi povesti câteva lucruri legate de copierea fișierelor pe CinemaTube în sau dinspre rețea. Deci sursa se alege sursa, hard disk, se dă OK. Deocamdată nu avem nimic pe HDD. Se copie de exemplu de pe LAN, pe hard disk sau din nou pe LAN sau într-un fișier trash, unde se vor șterge ulterior fișierele. Am și testat produsul în nenumărate feluri. Am observat că suportă și USB host, deci cu un cablu, un splitter pentru USB. Se pot pune hard diskuri, câteva hard diskuri, ca să zic așa. Oricum capacitatea nu trebuie să depășească 2 tera, așa a recomandat producătorul, dar poate duce și hard diskuri de peste 2 tera.